Primele persoane suspecte de îmbolnăvire cu noul tip de coronavirus vor ajunge vineri la centrul de triere amenajat la complexul Moldexpo. Reprezentanții autorităților au mers în inspecție la fața locului alături de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, care a donat centrului 25 de calculatoare. Pacientul trend nu se reține, nu se reține absolut, da? El este boxat individual. În timpul turului organizat prin unitatea medicală, unii dintre cei prezenți nu au respectat distanța socială, iar șeful centrului COVID-19, Oleg Crudu, și ministrul sănătății, Viorica Dumbrăveanu, nu aveau nici mască și nici mănuși. Oleg Crudu spune că internarea va fi de cel mult 24 de ore. Ministrul sănătății spune că rețeaua de calculatoare va asigura informațiile necesare pentru transferarea pacienților. Baza de date care va avea date în regim real cu privire la pacienții care sunt în acest centru și totodată date în regim real cu instituțiile medicale spitalicești. Centrul de date e oferit de o companie specializată din țara noastră, iar calculatoarele provin de la ONU, World Health Organization, și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Combaterea acestui virus nu doar necesită medici și medicamente, dar și date și alte informații. Șeful centrului spune că numărul de paturi va fi extins în funcție de evoluția situației. Zona de triere este 300 de paturi, da? Cu capacitate de a se extinde la necesitate în momentul când nu vor ajunge paturi în spitalele strategice. Se va extinde, da, până la cât? Până când va fi necesar. Deci peste 1000. Deocamdată au fost amenajate două pavilioane, iar al treilea va fi gata curând. Este al treilea pavilion care este în proces de amenajare și urmează să fie finalizat în maxim 2 zile. La centrul COVID-19 din capitală vor lucra în jur de 120 de cadre medicale, iar efectivul va fi suplimentat la nevoie.